De la 15 decembrie, inspectoratele s-au organizat și au devenit servicii teritoriale. În aceste condiții, Poliția de Frontieră Mehedinți aparține de Inspectoratul Poliției de Frontieră Timișoara. Toate sectoarele noastre, din cele 5 sectoare din zona de competență a județului Mehedinți, au fost întărite cu personal, atât cu ofițeri, cât și cu agenți. Zic că la această oră nu sunt probleme din acest punct de vedere. O parte, foarte puțin, în jur la 10, cred că, 3 ofițeri și 7 agenți de aici din zona au solicitat plecarea spre poliție. Reorganizarea care s-a făcut acordă o suplețe, din punctul nostru de vedere, formațiunilor de poliție de frontieră să se miște mai bine, să se întărească sectoarele și punctele, pentru că linia întâi este acolo, pe frontieră. Posturile, dar și funcțiile au fost reorganizate. Unii polițiști au fost transferați, iar alții au rămas tot în cadrul serviciului din Mehedinți. Procesul nu a tras după sine și disponibilizări. Este un lucru bun că nu a existat colegi polițiști de frontieră disponibilizați. Vreau să vă spun că un număr de 7 polițiști de frontieră îndeplinesc condițiile de ieșire la pensie și urmează să iese în cursul următoarelor luni la pensie. Un număr de 13 polițiști au fost transferați către structurile județene ale Poliției Române, iar un număr de 7 civili, personal contractual, au fost mutați în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți pe funcții libere existente. Chestorul Ioan Handra, șeful Inspectoratului Poliției de Frontieră Timișoara, a precizat că vama de la porțile de fier 2 va intra într-un proces de reabilitare în perioada următoare și că, din punct de vedere tehnic, România este pregătită să intre în spațiul Schengen. În privința anului 2011, polițiștii de frontieră din Mehedinți au înregistrat peste 550 de infracțiuni, cele mai multe în privința contrabandei și fraudelor vamale. De asemenea, au fost depistate 25 de autoturisme de lux furate din statele Uniunii Europene.